Caz extrem de grav într-un liceu din Oradea. O elevă de 16 ani a înjunghiat un profesor în biroul directoarei. De parcă n-ar fi fost destul de șocant totul, totul s-a întâmplat de față cu diriginta și cu mama ei. Fata fusese chemată să dea explicații pentru că supraveghetorul a găsit-o noaptea în internat cu un băiat. Eleva, care e bursieră, e acuzată de tentativă de omor, iar pedagogul e la terapie intensivă. Imaginile și informațiile care urmează au impact emoțional. Incidentul a avut loc chiar în biroul directoarei școlii. Eleva de 16 ani fusese chemată împreună cu mama să dea explicații după ce iubitul ei, un băiat de 15 ani, a fost prins la etajul fetelor în internat. Fata a venit la întâlnirea cu profesorii cu un cuțit ascuns sub geacă. În cameră erau 6 oameni și de față cu toți, în urma unor discuții contradictorii, eleva s-a năpustit asupra pedagogului și l-a înjunghiat în spate. Erau față în față, doar că la un moment dat, când pedagogul s-a întors, a sărit. Ea a fugit din birou, noi am sunat la 112. Eleva a fugit, dar a fost prinsă în curtea colegiului. Supraveghetorul, în schimb, a ajuns direct pe masa de operație cu o rană gravă. Cu o plagă înjunghiată în hemitoracele stâng posterior, stabil la momentul examinării. A și intrat în sala de chirurgie toracică să fie tratat corespunzător. Apropiații sunt șocați, mai ales că fata învață foarte bine, are bursă de merit și nu ar fi avut probleme de comportament. Iubitul ei îl consideră pe pedagog vinovat pentru escaladarea conflictului. Se vedea la ea și ea nu accepta avansurile. M-am mitit cu o sumă de bani ca să mă duc sus să-i fac rău, să pot să dai afară de internet. Asta îi spunea lui. Asta i-a reproșat. Da, da. I-am spus și eu, zic, trebuia să ne spui că la măsuri. A fost o fată liniștită, n-am avut probleme nici la școală, nu au fost probleme cu ea nici în internat. Eleva de 16 ani este acuzată de tentativă de omor. Cazul este atât de șocant încât conducerea inspectoratului școlar vrea să asigure consiliere pentru colegii elevei agresoare. Preventiv trebuie să facem astfel de activități cu colegii de clasă și să urmărim mai departe etapele și felul în care se vor desfășura. Nu mi-aduc aminte să se fi întâmplat vreodată așa ceva în 35 de ani de când sunt în această școală. Cazul readuce în discuție problema violenței în școli. În urmă cu 7 luni, un elev de 16 ani și-a atacat cu un cuțit profesoara de japoneză pentru că voia să le dea un test. Oficial, doar anul trecut au fost peste 9700 de acte de violență în școli. În realitate însă, numărul este mult mai mare. Din cauza faptelor de violență tot mai grave din școlile din România și sancțiunile pentru elevi au fost înăsprite, așa că noua lege a educației prevede, pe lângă mutarea disciplinară într-o altă clasă și scăderea notei la purtare, și suspendarea elevului violent. Suspendarea de la ore se poate face pentru cel mult 15 zile lucrătoare, iar exmatricularea totală este interzisă pentru că învățământul este obligatoriu.